Ascultă, schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM. Domnilor și domnilor, bună ziua. Asumir la Retegan și schimbăm perspectiva și în această dimineață. De data asta, vreau să schimbăm perspectiva asupra eșecului. Face parte din viața noastră și, din păcate, foarte mulți dintre noi ne-am blocat la un moment dat într-un eșec sau un altul. Îmi place să spun că eu nu iubesc eșecul, dar îl respect. Pentru că, din punctul meu de vedere, eșecul este acel ceva care îți spune când ceva s-a terminat, care te trage de mâne. Și îți spune verde în față când un lucru nu mai este pentru tine, sau când un om nu mai este pentru tine, sau când un proiect nu mai este pentru tine, chiar dacă ceilalți îți spun mai încearcă, mai întinde, mai fă, vine eșecul și îți spune stop joc, oprește-te. Eu nu iubesc eșecul, dar am astăzi un invitat care iubește eșecul, care a creat un întreg concept în jurul acestei idei. Cătălin Meșter este cel care a creat I Love Failure. Bine ai venit, Cătălin! Bine te-am găsit, Mirela! Mersi de introducere! Cu drag! În zilele următoare, bucureștenii au parte de două zile în jurul eșecului, cea mai mare conferință probabil de speaker români, pe care am văzut-o anul ăsta cel puțin și toate discuțiile uh, vor avea ca și uh, idee centrală eșecul. Cum s-a născut această idee? Da, uite, eu eram foarte mult, sunt din zona de business, sunt antreprenor și mergeam la foarte multe conferințe de, de business, care sunt foarte plictisitoare, precum știi, lumea se tot lăuda și mare nu prea ai ce să faci acolo. Apoi am fost la networking și am dat peste cineva chiar era o conferință, m-am plictisit enorm, apoi la networking am dat peste cineva și l-am întrebat ce mai face un amic și numai ce avusese un eșec. Și 15 minute am stat conectat la povestea lui, la divorț, la investitor, la... a fost atâta de interesantă povestea și atâtea lucruri am învățat din eșec care mi s-au părut că mi se aplică și mie. Iar după 15 minute m-a dat seama, mama, dacă tipul ăsta era pe scenă, toată lumea era conectată la el și ce fain ar fi să fie oameni care chiar au trecut prin eșec, să vină să împărtășească cu restul. Și așa s-a fă, făcut ideea, m-am gândit la un Așa neme... te-ai îndrăgostit de eșec. Eu sunt îndrăgostit de mult, adică am avut la failuri de... Dar ai, 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 a fost acel moment în care ai schimbat perspectiva asupra eșecului. Da, 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 da. atunci am În gândit... discuția cu omul respectiv. Cum îl cheamă, mai ții minte? nu mai știu, știu că aveam un startup legat de artificial intelligence, doar că era prematur. Era Mi se la... pare foarte tare cum nu știi niciodată că ai făcut parte din ceva decisiv în viața unui om cu care te-ai întâlnit. Da, L-am chemat odată și la evenimentele la Elo Failure și nu mai știa nici el. El nu știa că el a fost parcul pentru acest eveniment. El a avut o conversație cu un om într-o seară, nici măcar nu s-a gândit că eu, eu tot timpul asociez uh, genul ăsta de întâlniri cu întâlnirile din, din tren, știi? Că în tren, cei care am călătorit cu trenul, că din ce în ce mai puțin merg cu trenul, vorbești despre de toate. Îi spui omului din compartiment cu care te gândești că nu o să te mai vezi niciodată, poate cele mai intime lucruri care ți s-au întâmplat sau cele mai mari frici pe care le-ai avut și... El coboară la stația lui, tu te duci mai departe și acolo s-a terminat distracția, dar din discuția s-ar putea ca omul respectiv să-ți fi dat ceva care să îți schimbe ție viața total. Ce a însemnat să îmbrățișeze șecul în felul ăsta? Păi, uh, în mare să îmbrățișeze șecul, ideea că eu am pornit cu numele ăsta, I Love Failure, că mi se părea, mi se părea că într-adevăr trebuie schimbată perspectiva despre eșec. În general, majoritatea ne este foarte frică de, de pasul ăsta și dacă nu schimbi puțin perspectiva despre eșec, adică să știi că poți să treci peste, că despre asta e vorba, indiferent de ce se întâmplă, poți să trec peste și atunci poți să faci pașii pe care vrei să-i faci și se e un mesaj foarte important, adică frica de eșec ne oprește din absolut tot ce vrem să facem în viața asta, că vrei să ai o relație, că vrei un job, că vrei să-ți faci o firmă, tot timpul trebuie să faci pasul ăla și frica de eșec e cea care te oprește. Și te-ai gândit să faci din acest concept o formă de exprimare publică în care să aduci oameni curajoși, care să urce pe scenă și să vorbească onest despre căderile din viața lor. Da, și ce au învățat din ele mulți care au venit pe scenă, au zis pentru prima dată, cum mai zis tu, un tren, au zis pentru prima dată pe scenă o anumită poveste care n-au zis-o la nimeni niciodată. Deci, efectiv, au zis să stai în momentul, să scol la suprafață. E incredibil. Ai da. creat un cadru în care oamenii s-au simțit safe, să se vulnerabilizeze mm. și au putut să exprime ca la psiholog toate lucrurile acelea foarte dureroase. S-a transformat într-un Business. Da, da, da. E cu licențe, E, se duce, crește din ce în ce mai mare. Noi încercăm să ajungem undeva ca și TED, dacă știi conferința TED. Okay. Eu ai fost speaker de 100 de ori. În mare, cam, cam tot ca TED, vrem să fim, adică poveștile, toți speakerii care vin la noi dau o parte din viața lor, care e foarte importantă și foarte prețioasă, exact partea în care au greșit și cele mai importante lecții pe care le-au învățat. Mi se pare o valoare enormă pe care o dau speakerii și vulnerabilizarea și te efectul de terapie pe lângă te, adică lumea la noi e efectiv ca la terapie. O să vorbim puțin mai târziu despre cât de greu a fost să adun 40 de nume din societatea românească pe aceeași scenă, luni și marți la operă. Dar până acolo, îți amintești povești care te-au impresionat foarte tare? Da, da, cum să nu, da. Um, a, bine, noi am că la început erau mai mici evenimentele, acum e la nivelul de conferință, și când erau mai mici, lumea era mult. Adică, erau. mult, mult mai intim. mult mai intim și eu aș vrea să aduc. Acum am adus foarte multe personalități, dar și oamenii necunoscuți public au niște povești extraordinare. Și mi-aduc aminte un tip care ajunsese, picase din societate și ajunsese la spitalul de nebuni. Și a zis că a fost cea mai bună perioadă din viața lui, adică l-a ajutat enorm ca apoi să intre în societate și nu înțelegeam nimeni de acolo despre ce-i vorba, dar a zis că el cu, nu putea să facă față societății așa cum este și în acel cadru era, de toată lumea e nebună, el era simțea că poate să-și revină, poate să facă pași mărunți, să înceapă să, să se ducă spre cariera care vrea să o facă așa și așa mai departe. Era un pas foarte important pentru el să se simtă să nu simtă presiunea socială pe el. Și apoi și-a revenit și era, era un ok omul atunci. Dar povestea asta mi-a rămas în cap, tocmai pentru că Spitalul de Nebun m-a ajutat să ajung unde am ajuns, tocmai pentru că putea să facă pași mărunți și nu, nu, presiunea societății acum este enormă. Trebuie să fiu, trebuie să fac. Vezi o grămadă de oameni care prezintă o, o situație total nerealistă a realității și această presiune... Uh, foarte mare pe oameni, e, e, e foarte greu să. să Care reuși. sunt cele mai grele lucruri de dus în momentul ăsta? Din ce ai înțeles tu, uh, văzând uh, și urmărind zeci de uh, speech -uri? Care e cel mai greu? Cele mai grele lucruri de, de dus. La ce facem cel mai greu față? În mare, poveștile de pe scenă, majoritatea sunt, noi le ținem în zona de business, dar vrem și personale, adică vom vrea să facem și personale, adică astea cu relațiile, nu intrăm în capitolul ăsta, că e foarte complicat. Dar pe partea de business, într-adevăr, presiunea asta socială, e, e ca mă moară pe toți, adică frica de eșec, lumea nu eșuează efectiv. Ei, ei tot pivotează într-un fel sau altul, dar nu, cum ai zis tu, să zici, bă, ok, s-a terminat aici, hai să terminăm, să o iau de la capăt. Majoritatea nu recunosc asta și tot stau în ele, de stau mult prea mult. Toată lumea zice după 2 ani, după 3 ani de zile, dar ai pierdut 3 ani de zile în ceva care nu avea niciun sens. Asta e ceva foarte, foarte greu să-și dea seama și întreabă tot timpul cum, cum să pui linie și la un business care nu funcționează și la orice ar fi. Punctul ăsta de oprire e, e, e un punct greu, pentru că trebuie să recunoști atunci. Bă, asta este, s-a terminat, hai să încep altceva. Eu am fost la două conferințe de-ale tale și mă bucur că pot să vin și la operă să le vorbesc cu oamenilor din sală și m-a impresionat foarte tare am avut două experiențe diferite și publicul era diferit am fost la o conferință din București și am fost la o altă conferință la Câmp... Curtea, de Argeș. Curtea de Argeș în București am vorbit despre am, momentele de pe care eu le consider în viața mea puncte de eșec, despre care oamenii ar putea să spună că sunt lucruri care să mă blocheze și să-mi să, 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 să scadă încrederea că mai pot să fac ceva. Și în timp ce povesteam acolo pe scenă, mi-am dat seama că eu am tratat din dintotdeauna eșecul ca pe. Um, capătul unui drum. Și am înțeles foarte devreme că divorțul pentru mine n-a fost un eșec. Oamenii de multe ori uh, tratează despărțirea de cineva sau faptul că n-au reușit să ducă o relație acolo unde și-au planificat-o ca pe un eșec. Eu am înțeles când a trebuit să mă despart de tatăl copilului meu, de exemplu, că nu el este omul cu care eu pot să îmbătrânesc, că nu el este omul cu care eu să vreau să călătoresc în toată lumea sau omul care dacă eu m-aș îmbolnăvi, ar rămâne acolo lângă mine să râdem și să facem has de necaz și să ne trăim fericiți și ultima zi din, din relația noastră. Ce m-a impresionat pe mine foarte tare la sfârșitul conferinței a fost că s-a făcut coadă pur și simplu la networking și foarte mulți bărbați care au venit să vorbească cu mine după conferință și care să-mi spună doamnă, dumneavoastră m-ați făcut să mă repoziționez. Eu m-am considerat un loser, am considerat că nu sunt bun de nimic pentru că n-am fost în stare să-mi duc promisiunile până la capăt, n-am fost în stare să susțin planurile pe care le-am făcut cu fosta mea soție. Dar am înțeles acum de la dumneavoastră că, de fapt, am acceptat că nu trebuia să mergem mai departe împreună și eu, asta m-a impresionat cel mai mult, eu nu o să mai plec capul în momentul în care cineva o să mă întrebe v-ați despărțit, eu o să-mi întreb spatele pentru că am avut curajul să accept că s-a terminat. Da, e mare lucru. E, e foarte greu. Ai un moment în viața ta în care ai avut curajul să accepti că s-a terminat? Cu greu. Da, am, am vreo șapte firme care le-am încercat înainte de ultimele două care chiar au funcționat, șapte companii. Șapte firme care, pe care le-ai falimentat? Da, da am avut șapte. Cum ai reușit șapte. asta? Păi, am tot învățat dintr-una, din alta. Păi, nu știu că eu mă simt prost, pentru că sunt foarte mulți care zic că dacă n-ai avut niciun faliment, înseamnă că nu ești un bun, om bun de afaceri. Eu n-am avut niciunul și acum mă gândesc. Nu e prea târziu, asta e niște. Adică da. nu e o regulă. Nu e nu nu o regulă. Nu. Asta vreau să înțeleg ascultătorii că nu e o regulă. Dar cum mai. Cum, ce, 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 ce se întâmpla? Ce... O să-ți dau un exemplu la care mi-am mi dat seama. De exemplu am făcut un marketplace, fie nu contează un magazin online mai mare ca și mag. Ideea e că am stat foarte mult timp, vreo 5 ani de zile să-l construiesc, așa. Ideea e că nu funcționa, adică îmi trebuiau foarte mulți bani, nu aveam niște skill de care aveam nevoie și mă chinuiam, mă chinuiam într-una fără să producă foarte mulți bani și eram un stres continuu și în momentul în care am zis ok, asta nu funcționează, am lăsat-o, am început să văd în jurul meu, am început să văd alte perspective, am început să văd tot ce am învățat se poate aplica la următoarea următorul business, următoarea chestie pe care o voi face și... Enorm, parcă o mare, mare, mare povară din spate, plus că nici nu-mi plăcea efectiv business-ul. Acum fac business-uri doar pe valorile mele, doar, de exemplu, Ilofailer nu exista dacă mergea ceva până acum. Adică dacă... dacă nu funcționa, l-ai fi oprit. Da, 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 da. La timp. Da, da, da. Acu... Ideea e că n-ajungeam aici. Dacă funcționa un business până acum din cele șapte, okay. eu făceam în continuare chestia aia, care nu neapărat îmi plăcea. Acum odată cu evoluția mea în business, am început să fac business-uri care se, cum Vox, și alte aplicații care sunt pe valorile mele, pe citit, I Failure, care reduce frica de eșec, adică din ce în ce mai faine și dacă mă opream și aveam ghinionul să meargă una de vânzare de calculatoare, eu acum vândeam calculatoare. mi îmi place foarte tare Elizabeth Gilbert, care în lecții de magie spune dacă vine o idee la tine și simți că nu ești în stare să scoți tot potențialul din ea, nu te apuca de ea, pentru da. că îi ratezi șansa ca ea să fie făcută bine de cineva. Okay. Și apoi ți se duce vestea în univers că nu ești un partener bun și nu mai vin alte idei la tine. E foarte drăguță cartea și o am recomand celor care ne ascultă. Și am citit-o Big Magic și am luat tot de la ea de exemplu, mi-e foarte frică de, și mie de eșec și mai ales când urc pe scenă, ai văzut că sunt uh, sub orice critică. Exagerează, <laughs> dar avem o poveste, o să vă spunem imediat. Și uh, tot ea spunea că dacă ți-e frică, ea ca și cum intră în mașină și pune frica lângă tine în dreapta și zi, ok, vii cu mine că știi că e acolo, adică ai dialogul la mental, dar te rog eu nu trage de volan, adică să nu-ți ia să se ducă în direcția în care vrei. lasă-mă să fac eu ce vreau să fac, dar nu-mi trage de volan și cumva să iau o conversație foarte gentilă cu frica ta și mi-a plăcut foarte mult perspectiva ei. N-am folosit-o într-un mediu mai agresiv, așa și. Dragi ascultători, schimbăm perspectiva asupra eșecului și îl avem astăzi aici, la microfon, pe Cătălin Meșter, cel care uh, a creat conceptul uh, în uh, România și a reușit să convingă foarte mulți oameni să vină și să-și povestească acele momente pe care poate unii dintre noi le spunem doar la preot sau la psiholog. Oamenii vin și spun pe scenă despre lucrurile care în societatea părinților noștri erau rușinoase, Cătălin. Ce? Deci, la, la primul faliment trebuia să mă ascund. Deci trebuia să mă ascund efectiv, nu puteai să percepi așa ceva. Nu. Față de cine să te ascunzi? Față de toată lumea. Fiind oraș mic, eu sunt în Lugoj, am făcut prima afacere mai mare, când în momentul în care am dat faliment nu puteai să scoți capul afară. Deci nu... Pentru că ți era ție rușine sau pentru că se uitau la tine într-un fel? Se uitau la tine într-un fel, încă se uită la tine într-un fel, adică se uitau ca și cumva ai săracul, adică nu te lasă să-ți vezi de drum, adică efectiv îți blochează orice, tu vrei să-ți revii la normal, să faci și perspectiva era... Și pentru greu. tine era important ce cred ceilalți? Din păcate da, fiind și oraș mic, adică relația eram tânăr, vreau și eu... Și cum de ai să... ieșit de acolo? Foarte greu. Foarte greu, eu, eu zic sincer, dacă nu aveam anturaje mai, mai libertine cu care să ies și să ne mai și distrăm puțin, adică nu puteam să stau numai în, ok, am dat faliment, dar ca să-mi revin trebuie să am și eu puțină viață. Puțin... Dar falimentul tău a afectat oameni? Uh, nu, nu, adică major nu, eu am rămas cu niște datorii, a trebuit să plătim. Bun, și dacă falimentul tău n-a afectat de fapt viețile altora și a fost doar o, o chestie, ai pierdut tu un pariu cu tine, nu? Da, da, tu, cu tine, știu. ați făcut un pariu. Și atunci, de ce să-ți fie ție rușine de tot restul lumii, când, de fapt, e, doar e o chestie între tine și tine? Da, dar era firma... Da, toată lumea, când ești sus sau când totul merge, știi cum e, toată lumea îți dă credit. Uite pe ăsta, ce faci, bravo, bla, bla, bla. Și până când pici, sunt acolo să-ți spună Simțai că... că e dezamăgit? Uh, nu neapărat pe ei, pe, pe mine, normal. Adică, doar că... Din nou, se uită că la, nu știu, dacă am o problemă, nu mă tratează mă normal, adică indiferent de ce s-ar fi întâmplat. Dar așa era societatea atunci. Adică eu nu-i eu nu judec. Eu știu că eu sunt în arenă. Deci noi, antreprenorii și oamenii genelor, eu sunt în arenă, ei sunt cei care se uită din jur și aplaudă dacă reușești și te critică când pici jos. Doar că atunci nu eram destul de matur să-mi dau seama că asta se întâmplă și luam totul personal. Adică, eu am înțeles ceva foarte devreme. Succesul se împarte. Eșecul se asumă, domnule. Meșter. Da, da, no, da, no, 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 exact asta e. În no. momentul în care ai înțeles că succesul, mulțumesc echipei, mulțumesc colegilor mei, mulțumesc colaboratorilor, le mulțumesc tuturor, chiar dacă tu ai tras cane bunul să ajungi acolo, dar public frumos și în momentul în care ceva nu iese, ei toți fac pasul în spate și boia cu ea a fost ideea. A da tovarășa retegan, tovarășa retegan ia să iasă să față și să răspundă. Exact, așa e. Da, 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 succesul se împarte foarte bun. Eșecul expresia. se asumă. Eșecul se asumă, așa e, așa e. Doar că trebuie să știi și când ești mic, nu știu. Așa că, dragul meu, Cătălin Meșter, pregătește-te, pentru că succesul conferinței I Love Failure va trebui să l împarți cu foarte mulți oameni. Deja fac asta. Mulțumesc la toată lumea, îți mulțumesc și ție. Pentru că nu o să fie loc de eșec acolo. Hai să le povestim un pic cum a fost la Curtea de Argeș. Oh, la Curtea de Argeș am fost și <laughs> mi-a zis Andreea să moderez. Andreea Tamuș, care e, are licența de ILO Failure în Curtea de Argeș și trebuia să moderez și mi mi-a zis cu chiar în ziua respectivă. Și nu eram pregătit mental, nu eram de așa ceva și când am ajuns nu puteam. Adică nu puteam să moderez și erai tu acolo și am venit să te rog frumos să moderezi tu și tu credeai că glumezi. Da, eram convinsă că glumești. Da, tu ai vorbit, tu mai văzut că vorbești și în București, adică, na, doar că în curtea de nu, nu puteam, în momentul ăla m-a luat o panică, nu știu, efectiv, nu, nu puteam să vorbesc și ți-am zis și când am văzut cum reacționez, că și de-aia m-a plăcut, e foarte, foarte relaxat în orice situație, deci e incredibil. Apreciez asta foarte mult la tine. Mulțumesc. La tine par foarte asumată și, nu știu, aș vrea să ajung la nivelul ăsta la un moment dat, de relaxare publică. Prin exercițiu, să știi, da. că fac asta de foarte mulți ani și uh, mi-am așezat foarte clar uh, așteptările și am înțeles niște lucruri foarte importante legate de felul în care uh, oamenii te aplaudă atunci când faci bine și <laughs> să te uiți la uh, documentarul despre viața lui Beckham, David da. Beckham. Este fabulos, fabulos și este o lecție despre eșec și despre cum poți, în ochii opiniei publice, să fii Zeu într-o secundă și să te transforme în. Cârpă și să-și permită orice muritor de rând să te scuipe, să te înjure, să-ți facă viața un calvar, doar pentru că, exact ce ai spus mai devreme, te pui în poziția de în arenă. Da. da. Ne întoarcem să ne povestești cum i-ai convins tu pe toți oamenii ăștia să povestească la operă, imediat. Schimbă perspectiva asupra eșecului, astăzi cu cel care a creat un concept ce devine din ce în ce mai cunoscut în România. Un concept prin care a convins zeci de oameni, persoane publice, cei mai mulți dintre ei, să vină pe scenă și să spună lucruri pe care de obicei le spui la psih psiholog sau la popă. Da, da. E... Acum m-a întrebat cum i-am convins la sincer, nu, nu mai am întrebat. Adică, vorbesc serios, am întrebat oamenii, deci atâta le place conceptul și toată lumea știe că atâta e atât de important se reduce în frica asta de eșec în societate. Și știu că mentalitatea noastră n-a fost setată bine, adică perspectiva noastră de mici. Și toată lumea vrea, deci vrea. Deci, ne-am avut o listă de 250 de oameni, pe lângă cei 40 care sunt pe scenă, care și-au dorit să fie speakeri, Deci, au venit cu poveștile. 250 de oameni pe lângă, deci în total 300 de oameni vreau să vină și majoritatea cum ai zis, persoane publice și n-am, n-am Deci de, de, Cum îți explici această uh, nevoie a celor de pe scenă să vorbească despre eșecurile lor și a oamenilor să-i audă pe ceilalți? Da, mi-a zis cineva mult normal că am fugi de chestiile astea că când cineva începe să zică problemele te, te ieși și pleci, adică nu sunt chestiile pe care chiar neapărat vrei să le auzi doar că, nu știu, eu sincer cred, au văzut și tracțiunea și au văzut toate filmulețele și cu tine și cu toată lumea pe YouTube și așa mai departe și s-au dus la zeci de milioane de oameni și au început să-ți dea seama că într-adevăr e nevoie de o schimbare și vor să fie parte din asta, vor să, vor să ajute următoarea generație, vor să se ajute și pe ei. Eu în fiecare zi încerc să-mi să, -mi, să -mi reduc și eu frica de eșec. Eu personal la toate evenimentele simt că îmi scade puțin, adică mă simt mai relaxat, cer mai multe lucruri și... Ce a adus conceptul ăsta în viața ta? Da? Ce, cea mai mare schimbare din ultima perioadă, deci a fost incredibil. Da? Este doar un business? Nu. nu, nu. Dar de, ce este? Pe a început ca ceva ce vreau să fac, o schimbare care vreau să fac în lume și am făcut-o de fan pentru 5 ani de zile, m-am tot chinuit și a, a devenit business pe parcurs. E mult dacă îi spune misiune? Nu, nu, nu. nu Simți da. că îi face parte din misiunea ta? Da, da. E ceva ce ai vrea să faci până în ultima zi a vieții tale? Da, da da, <gură> se pare fabulos. Da, e ceva ce Deci eu am în fiecare zi îmi scriu pe care e cel uh be brave, da, sau oricum, de să, să fii foarte curajos azi, adică să n-am absolut nicio frică și într-una, în fiecare zi îmi pun asta deci nu, și seara mă gândesc, de fiecare dată, astăzi acolo puteam să, de ce, de ce mi-a fost frică de chestia aia și într-una mă, mă uit, frica asta de eșec te oprește de la atâtea lucruri în viața asta Deci ai făcut din eșec de fapt o componentă importantă a vieții tale pe care l-ai pus pe scaunul din dreapta, în mașină mm -hmm. și îl iei cu tine peste tot? Da, păi este acolo, doar că acum sunt mult mai, mult mai atent la, la, ce se întâmplă și simt eu că vreau să evoluez foarte mult și mă bucur mult că prin tracțiunea asta care a prins pentru că văd că nu sunt singur. Adică ce pro... înseamnă să evoluez? Adică să fac ce vreau eu să fac în viața asta, adică să, să joc viața în termenii mei, să fac ce vreau să fac. Adică cam, cam asta e și îți trebuie curaj ca să faci asta, inclusiv să faci un pas ca și conferința la operă, a fost un pas enorm de mare. Adică, cine se aștepta să, să umplem opera, că e, deja să-l dau evenimentul, dar mai să vină toți picări. Adică, mi-am pus o misiune și am zis, ok, hai să vedem. Și deja mă risc din ce în ce mai mult, pentru că am din ce în ce mai mare încredere în mine și în ce fac, pentru că se, se realizează lucrurile. Mă risc din ce în ce mai mult. Da. Mă risc eu pe mine, mă risc. Că altceva nu riști. Da, da, da. Că sala o plătești. Dacă că se întâmplă ceva, ok, oamenii își pot recupera biletele, până la urmă maxim rămâi cu o gaură de bani, dar altfel tu te riști pe tine. Da, da, păi... Ți-ai ca ți calculat riscurile astea? Neapărat, eu pun, uh, pun uh, perspectiva în față, zic ok, vreau, aș vrea să facem asta și se întâmplă. Efectiv se leagă toate lucrurile, dar așa fac toți antreprenorii, efectiv sunt uh, gambler. Adică ei zic că chestia asta trebuie să se întâmple și știi foarte bine, nu știi exact cum o faci, doar că ce am observat e că vin, vin spre tine tot. Adică tu începi să faci pașii, ai închis ușa după ce ai anunțat la lume, vreau să fac asta. Încep să vină săgețile. Deci ai eu... mai simțit asta cu un, un alt vis de-al tău? Sau e pentru prima oară când simți cum ți se face cărare așa și cum ai, ai uh, manifestat, ai început să muncești pentru asta și lucrurile se leagă ușor și uh, e așa ca o sanie care ai pus-o pe dărdăluș și se duce. Bun, niciodată, tracțiune și cum, cum merg lucrurile astea și cum se atrag și cum au venit oamenii și cum am creat echipa și cum a venit... Parcă totul se leagă într-un fel în care n-am... Unde-s banii în povestea, povestea asta, Cătălin? Banii? Uh -huh. uh, Unde-i rolul banilor în povestea asta? Păi, uh, eu vă zic sincer. Sincer. Uh, rolul banilor, uh, ca și validare normal pentru concept și să putem scala global, eu tot timpul m-am gândit ca business tocmai ca să pot să ajung și să transmit mesajul la cât mai multă lume și o validare enormă pentru noi, că într-adevăr aducem valoare oamenilor. Deci dacă nu aduce o valoare lumea nu plătește. Și noi am pus biletele sunt destul de, de scumpe, ca să zicem, la conferința asta, de fapt scumpe. Sunt ok, de ideea că... E direct legat de valoare. Costurile sunt foarte mari. Cine nu a organizat cel puțin o zi de naștere sau un botez, în habar, n are ce înseamnă să organizezi la operă. Chiria este foarte mare. Tot ce eu fac spectacole de atâția ani sunt niște costuri imense. Fiecare leu se regăsește în costurile acestui eveniment. Dar. Pe mine mă surprinde foarte tare că tu, un antreprenor care a suferit niște eșecuri, niște falimente, pe urmă a cunoscut succesul unor filme, nu ne-ai povestit deloc de felul în care ți-ai făcut business plan-ul? Uh, da. Nu există. Uh, nu, nu prea. Adică am tot timpul, am acum, de, în ultimii ani, am, am ceva... IGD-uri, PNL-uri, pe care mă uit ca să nu mai, adică să nu-mi trasez niște lucruri, doar că aici mi-am făcut planul efectiv. Adică am zis ce vreau să fac și te duci spre ea. Nu mai... Deci e total altfel. Vă spun eu ce nu uh, uh, formulează Cătălin. El și-a luat cel mai important asociat în această idee, pe Dumnezeu, și a zis ăsta e planul la care m-am gândit eu. Și dacă se potrivește și cu planul tău, hai să facem contractul și să mergem împreună. Ce de ce ăsta am dat înainte, efectiv. Pentru că eu cred foarte tare că acolo unde ne întâlnim cu, eu îi zic Dumnezeu, poate să fie un creator, univers, energie, ce, ce vrea, cum vrea să-l numească fiecare, dacă suntem în acord cu rolul pe care noi îl avem, pe lumea asta, lucrurile se întâmplă uh, ușor. La, la ce vârstă ai descoperit asta? Mai, eu de la 40 de ani am început să fiu mai ok. De la 40 de ani până la 40 de ani nu am probleme. N-am putut să-mi să scot capul nici cum, nu mi-am găsit direcția, m-am tot zbătut. La 40 de ani am reușit pentru prima dată să mă centrez, acum mi se pare că știu exact ce fac, atrag lucrurile cum trebuie, nu știu, fac, fac pașii care și mișcările care trebuie, dar până la 40 de ani eșec total la tot. Ce Ești vă. în momentul ăsta în acord cu ce simți, cu ce spui și cu ce faci? Da, da, asta e, asta, asta e senzația la Eloufelio și în viața mea în momentul ăsta mi se pare că e într-adevăr ce vreau să fac. e... Hai să dăm Mulțumesc. niște nume de speaker care vor fi pe scenă la operă. Mirela Retegan, Mulțumesc! <laughs> Mihai Morar, Andreea Raicu, va fi Julien Miuh de la Carrefour CEO, că avem și pe partea asta. Avem multă lume. Teddy Necula, care acum a scos filmul. Filmul. Uh. Și mulți alții nu vreau să enumăr că sunt 40 da. 40. Pe ce criterii ai ales? E clar și de varietate, și de. adică, poveștile sunt foarte, foarte diferite. Și am, am vrut să fie, să fie varietatea a poveștilor, să acopere toate arile vieții și de business și al tot, tot felul de probleme. Și cam, cam, asta a fost, adică să, să fie ceva pentru toată lumea și povești cât mai diverse și oamenii sunt incredibil de, de interesanți toți. Adică toate cum, să, cum e... o să se desfășoare? Fiecare spică speaker urcă pe scenă și... Exact ca la TED în mare, adică va fi fiecare speaker are câte 15 minute, nu poate să depășească 15 minute, deci asta e important. Iar avem și un panel de educație, unde discutăm despre educație și frica de șec în școală, de când, te, de când crești și așa mai departe. Acolo avem foarte multe de discutat, da. Și un panel de inovație, unde de fapt este cum pedepsesc angajatorii, angajații și toată lumea dă vină și atunci se miră că nu inovează nimeni în companie, pentru că îi frică să încerce. Nu -au, au cum să încerce când știu că ei vor fi penalizați. Penalizați. Adică cine. Cine lucrează greșește, cine nu lucrează e promovat. Deci, cam așa e în companii în general și. Dar se încearcă să. Magor are vreo legătură cu panelul ăsta? Uh, Magor nu, Magor e speaker, speaker individual, dar el e foarte bun la, la chestia asta, știu. nu. Uh, în panel va fi CEO de la Microsoft, CEO de la Carrefour, vor fi de la Stefanini, de la companii mai mari, de la Benefit și va fi mai. Care știu despre ce vorbesc, în da, legătură sunt, cu, cu angajațiilor. Sunt, da, cu cu mii de angajați și cu probleme și cu... Acum se încearcă o schimbare a perspectivei. Da. Cine sunt uh, spectatorii? Uh, acum pot să zic uh, foarte mulți din zona corporate, foarte mulți antreprenori, dar tineri? și foarte mulți... Da, foarte mulți studenți. A trebuit să vedem acolo, sunt foarte mulți tineri. Undeva la 30% din sală sunt tineri. De ce crezi că tinerii sunt atât de preocupați să audă poveștile? Păi e un eveniment care nu știu, îi zic no bullshit event, adică nu s-au să trași și ei de tot felul de, de nu știu, se udă evenimente. Da, da, da. Și ideea e că îți dai seama la o conferință și la un eveniment, dacă tinerii vin și sunt atrași de conferință, știi care are succes și are tracțiune și are... Dacă vezi că media de vârstă cumva rămâne constantă și nu atrage tinerii, în mare își face puțin griji ca și conferință că nu are continuitate. Ei simt exact ce, ce le place și mie mi se pare foarte important să fie acolo. Eu am denumit această emisiune Schimbă perspectiva după un exercițiu pe care l-am făcut cu fica mea când era mică. Maia venea acasă și venea cu tot felul de probleme legate de colegii de profesori de... și atunci făceam cu ea un exercițiu la masa din sufragerie și o așezam în cele patru laturi ale mesei Mână, uite, tu ce vezi din poziția în care ești pe scaunul ăla? Păi văd ușa de la balcon. Și dacă te muți în locul meu, ce vezi? Văd geamul. Și dacă te muți în dreapta, ce vezi? Biblioteca. Și din stânga, ce vezi? Canapeaua. Fiecare perspectivă are la mijloc același lucru. Masa în jurul căreia tu te învârți. Doar că din poziția în care ne așezăm vedem lucrurile diferit. Și până nu la duci pe celălalt lângă tine, el nu are cum să vadă ce vezi tu. El Ar. vede ce vede el. Și această conferință pe care tu uh, ai lansat-o, și acest concept în care oamenii învață să iubească eșecul, asta face. Ea duce pe oameni în dreptul celor care au trecut deja prin el. Și îi ajută să vadă din poziția celui care a depășit eșecul în uh, carieră. În relații, în business, în sănătate, în eșecul poate să vină în multe feluri în viața noastră. Da, da, clar. Așa e. Adică se schimbă, adică sunt multe perspective acolo care le, le poți lua, le poți vedea și eu sunt foarte bună la schimbatul perspectivei și mi se pare că nu poți să fii antreprenor dacă nu poți să vezi lucrurile din toate unghiurile posibile, să te pui în toate. Când vine o problemă, neapărat trebuie să știi să schimbi perspectiva, că altfel nu, nu, nu văd cum poți să rămâi, ești blocat. Deci dacă nu poți să schimbi perspectiva, e foarte greu pentru tine în viața asta. Este un exercițiu care îl făceam și eu de mic. Adică eu tot timpul mi-o schimb. Adică dacă văd că ceva nu convine, ceva nu funcționează, schimb perspectiva destul de ușor. Asta e ceva ce-am învățat de mic. Dar noi n-am crescut cu asta în familiile noastre. Din potrivă era nesănătos să faci asta. Da, așa e. Unde te-ai angajat, de acolo trebuie să ieși la pensie. casa asta rămâne a mea, ies de aici cu picioarele înainte. Sunt lucruri pe care le-am auzit de-a lungul Nu te întinde mai mult decât e pătura. Ai auzit-o pe asta? Toate le-am auzit, doar că nu le, nu le băgam în seamă. Eu vorbesc serios, asta o să discutăm puțin și la panelul de educație. Eu am avut, nu știu, noroc cu ghinionul de mic, nu credeam lumea. Eu nu credeam că eu să trăiască pentru mine. Oricine îmi dădea sfaturi, tot mă uitam, mă, dar tot, până la urmă, tot eu o să pic. Adică, când îmi dădeau părinții, când ziceau profesorii că da, eu te ascult, te cred că o să am nevoie mai încolo de informația asta, dar tot o făceam cum vreau eu. Adică Pentru eu, că te raportai la tine. Doar la mine, de mic. Deci, un efectiv instinctiv știam că eu în mine trebuie să am încredere, adică eu trebuie să-mi dezvolt skill-ul ăsta de a, de a avea încredere în mine, pentru că restul, chiar dacă îmi dau sfaturi, mă duc undeva și pe urmă să mă lase. Îmi dau drumul și zic, bă, dar tu ce faci? Păi de ce nu face? Păi dar m mai învățat până acum să fac așa și acum spui să... Renunț. Să da, da, păi... Și mi s-a părut că asta, am avut noroc să, să Ce înseamnă succesul pentru tine? Succesul? Acum, nu știu, un succes pe care pot să-l văd pe partea de, nu știu, de business, dar nu mai, nici măcar nu mai e business aici. Eu vorbesc la el nu, nu e vorba de business de făcut bani, că banii până la un nivel e ok, dar e vorba de, efectiv, împlinirea pe care ai în fiecare zi. Adică să-ți placă viața ta, asta mi se pare foarte important. Mie, în ultimul timp, îmi place în urmă. Foarte frumos a spus Cătălin. Succesul înseamnă să-ți placă viața ta. Da. Dacă într-o zi nu-ți place viața ta, înseamnă că e o zi în care n-ai avut succes? Nu, no, nu neapărat nu. Dar în mare, eu mai, mai, mai pot să faci așa o comparație, eu asta o fac. Toată lumea se duce spre concedii și așa mai departe. Mie mi se pare că e foarte important că diferența între tu în concediu și tu acasă, tu în viața ta să nu fie foarte mare pe partea de că adică să nu aștepți un concediu toată, să fie viața ta un fel de concediu, adică e foarte important asta. Îi rog pe cei care ne ascultă să intre pe Mirela Retega în pagina mea oficială și acolo este un concurs să, să ne scrie la comentarii ce înseamnă succesul pentru ei, ca să vină așa în antiteză cu schimbarea perspectivei asupra Eșecului. Eu mi-am așezat, așa cum povesteam la conferința de la Curtea de Argeș, mi-am așezat, mi-am poziționat succesul într-un fel în care eșecul să nu fie pentru mine un blocaj, ci să fie un semnal că drumul acela este închis. Mi-am imaginat viața mea ca pe un munte și pe muntele acela eu folosesc diverse poteci pentru că la vârf să ajung la un moment dat să bat palma cu succesul. Am sentimentul că succesul este în vârful muntelui meu, care este viața mea, și toate experiențele pe care eu le trăiesc mă duc mai aproape de ceea ce la finalul vieții mele o să însemne succesul vieții mele. Mi se pare foarte frumos felul în care ai uh, exprimat tu că fericirea... Vieții mele, bucuria vieții este succesul meu din fiecare zi. Ce faci pentru asta? Păi, ideea este să-ți faci cumva designul. Eu m-am făcut un design de viață, eu de mult încerc să fac, adică vreau să fac într-un anumit fel viața și să ai valoare în ce faci în business și în ce, din ce faci bani sau așa, era pe primul loc. Adică trebuia neapărat să simți chestia asta pe care și tu o simți, să simți că. Nu e o distinție, nu te duci la lucru. E ceva care efectiv faci și parte din viața ta și e faină. și asta era primul. Apoi restul de. Uh, apoi, restul de lucruri care te fac fericit. Nu știu acum. Ai grijă e de e cineva din viața ta uh, despre care ai vrea să știi că este mândru de ceea ce faci astăzi. Normal. Cine? <laughs> da. uh, păi Părinții, în primul rând. Adică Cum îi o, cheamă pe părinții tăi? O, Olimpia și Dorel. Da? Olimpia e... Mama mea, ea, m-a ajutat tot timpul, a fost... Doamna Olimpia, mama lui Cătălin. da, <laughs> sigur, de la, sigur, ne de la microfonul postului de la 2 Europa FM, Ați am făcut un super băiat și mă bucur foarte tare că pot să vă salut. Unde trăiește? La Lugoj, mama ta? La Lugoș, da, da, da. Ea e responsabilă. De... Ea e responsabilă? <laughs> să o salutăm și să-i mulțumim. Cât de important da. e să ai pe cineva care să-ți sufle în aripi? Foarte, mai ales în vremurile grele. Adică a fost tot timpul acolo... Nu, m-a lăsat să fac mișcările pe care am vrut să le fac, fără să, fără să judece și tot timpul m-a ajutat. Deci tot Cum s-a raportat am... ea? efectiv. A încercat, dar a văzut că nu, nu reacționez la... Adică nici într-un caz știa Predici. Să fac, da, da, nu, o să, o să, fac ce voi să vreau să fac și a acceptat asta foarte devreme. Nu a început să mă oprească și m-a susținut de fiecare dată când am picat. Ai picat, ok, hai să te ajut cu orice a putut și asta a fost foarte important. Dacă era cineva care nu te susținea și nu te ajuta în momentele alea că... Da, Dragi da. ascultători, căutați-vă ancore Eșecul poate să fie dus mult mai ușor dacă găsim acel om din viața noastră să ne întindă mâna, să ne ridicăm atunci când viața ne pune în genunchi. Îți mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc și eu, Mirela, și de abia aștept să ne vedem la operă! Dragi ascultători, schimbați perspectiva asupra eșecului și dacă nu știți cum să vă poziționați legat de el, nu știu, aplicați metoda pe care eu o folosesc. Eșecul este acel mod prin care Universul, Dumnezeu, energia supremă îmi spune că ceva s-a terminat. S-a terminat relația, s-a terminat proiectul, s-a terminat examenul, s-a terminat legătura mea cu un loc, cu o casă, cu o mașină, cu o vacanță, cu un grup de prieteni, și nu trebuie de acolo încolo decât să accept că pur și simplu s-a terminat și uh, să iau lucrurile din altă parte și dintr-o altă perspectivă. Cu toată dragostea vă îmbrățișez și așa cum vă spun de fiecare dată, dacă se ridică un zid în fața voastră, nu vă așezați lângă el și uh, începeți să vă plângeți. Îi învăț pe copii în spectacolele zurli și pe părinți să-și pună mâinile pe cap și să nu zică ioi, 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 și vai, 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 cum zicem noi în ardean, ci să zică idee, 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 idee. Schimbă perspectiva. Schimbă perspectiva. Cum Mirela Retegan la Europa FM.